Nu e antiregulă. Mie îmi spunea mama votează aur. Eu abar nu aveam ce este aur asta, că nici nu știam ce este. Mama vorbea cu oameni din biserică, probabil, cu tare. Sunt oameni din biserică. După aia, când am văzut eu că nu știu ce, că era auditor ziu. Am văzut, abar nu aveam. Dar el, ca auditor ziu, le-am dat eu sediu aici la mine, la Partidul Noua Generație au sediu. Eu nu știam, că le-am dat un sediu mai cu 2 ani în urmă, ca să facă sediu, nu știu dacă la partid. Și am văzut că ei mi-au spus mie că vor să facă partidul ăsta, el, jurnalistul. Că vrea să facă partidul ăsta și a zis, bă, nu mai mă interesează politica, oricum nu mai pot să fac, dar nu mă mai interesează. Uh-huh. Și acum, după mai mult timp, am văzut și m-am bucurat că au câștigat ei. De ce? Păi pentru că, spun de ce. L-am văzut pe ăla președinte, cum îl cheam, Florin, nu știu cum. Președintele da. Lor? Florin, nu știu cum. Așa. Nu știu cum îl cheamă. Bă, ăsta târziu știu că îl cunosc. Dar a zis clar că era cu Chiriac, nu știu ce discut. Și a zis, domnul, suntem tineri. Luăm de bună, ascultăm și vrem să căpătăm o experiență. Dar ce este clar la ei, un singur lucru știu. Omul când a zis așa, că eu l-am studiat să văd dacă nu e șmecherie. Și a zis așa, domnule, dacă el a pleacă la alt partid, atunci Dumnezeu îl va vedea pentru că el, noi l-am luat aici într-o chestiune ideală, de idealist și el dacă ne trădează, Dumnezeu vede trădarea lui. Faptul un om când spune Dumnezeu vede trădarea lui, ăla un om credincios, ăla e om al bisericii. Și faptul că el spune noi patriotism, ce zice rău? Și acum te întreb pe tine. Mă, decât aia care au fost până acum, care când nu mai minciuni, când ăla minciuni. Măcar ăștia vin spun sincer, doamne, patriotism, ala. Pe urmă, pe unul care vrea să pună prim-ministru, nu știu, l-am văzut în demisiune cu Ghiurcu, cu Ghiurcu, nu știu cum îl cheamă. Care vrea să pună prim-ministru, un om foarte deștept, mi-a plăcut de el. L-am văzut, nu știu, cum vedeam, uitam pe nu știu ce, și când am văzut Ghiurcu acolo, al lor, văd să pună prim-ministru, un om care a fost la ONU, parcă nu știu ce, membru ONU. Un om foarte deștept, care și-a spus, care spun eu de mult și a spus la el, acum am văzut. Că noi suntem, de fapt, sclavi. Adică e un fel de sclavagism modern. Și care am și spus și eu care sunt milionar, tot sclav sunt. De ce? Pentru că eu sunt un sclav al lumii moderne. De ce? Pentru că ea mari miliardari, ăia ne comandă și facem ce zic ei. Eu nu sunt sclav normal în contextul material sunt. Pentru că facem tot ce facem pentru ei. Ce muncim, ce stânim, tot pentru ei, ne comandă, ne fac. Eu nu sunt sclav pentru că eu sunt liber. De ce? Pentru că omul care e cu Hristos e liber și nu e